Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bună dimineața de Crăciun, bun găsit la o nouă ediție Talk B1. Este perioada în care încercăm să fim mai buni, să facem fapte bune, să le fim alături celor mai puțin norocoși. Fie că vorbim despre o vorbă blândă sau un cadou, cu toții simțim nevoia de Crăciun să dăruim. Ei bine, există oameni și nu puțini care oferă și încă foarte mult pe tot parcursul anului. Iar un astfel de exemplu de izvor de fapte bune, avem chiar în platou, este vorba despre Cristi Hrubaru, binecunoscut om de radio și inițiator Bikers for Humanity. Bună dimineața, Crăciun fericit și la mulți ani și mulțumesc tare mult pentru prezentă, Cristi. Să rămână, mă bucur că în Sfânta zi de Crăciun sunt prezent în platou aici, să pot vorbi despre o mulțime de oameni minunați, căci nu e vorba doar despre mine, suntem foarte mulți motocicliști, non-motocicliști, care de vreo 7 ani de zile se hrănesc spiritual sau se hrănesc în toate modurile posibile, făcând bine semenilor. Și ce bine, că uite, voiam chiar să te citez, mă documentam și am găsit ceva dintr-un interviu mai vechi de-al tău. Spune așa, chiar dacă sunt tatuați, chelioși și au motoare gălăgioase, ei sunt niște oameni extraordinari, cu familii, cu joburi serioase. O, da. Doar că ne leagă o pasiune, cea a motocicletelor și a faptelor bune. Ce așa frumos! E. Așa e. Și sunteți sute. Suntem sute, suntem din toată țara. Și Bikers for Humanity nu a inventat apa caldă, am mai spus-o de nenumărate ori. Pe plan local s-au făcut de-a lungul anilor o mulțime de fapte bune. Donări de sânge, tot felul de donații pe la copii, azile și așa mai departe. Doar că Bikers for Humanity are, dacă vrei, privilegiul să fi dat start unei mișcări naționale. Să adune motocicliști și oameni mișto din toată țara. Cum reușiți? Păi cum? A plecat din 2015, dacă vrei, tot impulsul ăsta, după un mesaj pe Facebook, în care am vrut împreună cu 10-20, mă gândeam eu că strâng, să mergem pe unul din șantierele Habitat de la Bacău, să ajutăm pe oamenii aia care și ei la rândul lor fac o mulțime de fapte bune. Și din 10-20 s-au strâns 400 de motocicliști. Aia a fost prima ediție, wow, Bikers for Humanity, iar într-o singură zi atunci s-au turnat 40 de fundații pentru 40 de case destinate oamenilor nevoiași. Și așa, asta a fost scânteia, pentru că eu am crezut că vom rămâne doar cu chestia aia mișto și atât. Ne ducem acasă, da, bucuros că am făcut, numai că oamenii ăștia mișto din comunitatea moto m-au luat drept capul răutăților la toată faza asta și m-au tot împins. Hai, roacăre, să facem, hai să facem. Și uite, de atunci a trecut vreo 7 ani și ne mândrim cu o mulțime de lucruri pe care le-am lăsat în urma noastră. Și despre care o să discutăm, despre cât se poate, pentru că din păcate spațiul nu ne permite, pentru câte fapte ați făcut și continuați să faceți. Da. O spun cu mare bucurie de fiecare dată și dacă mă stârniți, eu vă vorbesc și 48 sigur de ore. Sigur că te stârni. Despre lucruri bune întotdeauna. Întotdeauna, da, mai ales că, iată, exact cum spuneai și tu, că motocicliști, că tatuați, ce spun oamenii la care mergeți prima dată când vă văd? Care, da, e prima impresie? De fiecare dată există șocul ăla, știi? Când ne văd chei, pletoși, tatuați, motoare fioroase, zgomotoase și așa mai departe, au privirea aia, știi? Ăștia ne fac nouă casă. Au privirea aia, zici că spun, ok, să ne facă casă, dar să nu îi lăsăm înăuntru. Versus, asta e ziua de vineri, versus duminică, atunci, așa, când plecăm, când ne iau în brațe și când primim răsplata aia supremă, să vă dea Dumnezeu sănătate. Deci când primim, nu știu, parcă s-au vorbit între ei, toți ne iau în brațe și ne spun să dea Dumnezeu sănătate. Și în momentul ăla știm că am făcut un lucru frumos și că am lăsat niște oameni fericiți în urma noastră, care își vor aminti cu drag de noi și probabil că atunci când vor vedea motocicliști pe stradă, se vor întreba, nu cumva... Uite, inclusiv clownul din imagine este motociclist, by the way, și la acțiunile Bikers for Humanity vine călare pe motor îmbrăcat în clown. E o priveniște asta, desigur. Și nu puține au fost cazurile în care ați fost opriți pe stradă și salutați și vi s-a mulțumit și recunoscuți? Da, da, da. Îmi povestea un prieten chiar ieri că a ieșit
cu duba noastră oficială, BFH Mobil, așa îi spunem. Noi avem o dubă inscripționată cu Bikers for Humanity și numică i-a fost mirarea ca toată lumea să-l salute în trafic, să facă rock and roll, Bikers for Humanity. Dă-i seama, e un motiv de mândrie pentru noi și e, dacă vrei, un imbold să mergem mai departe. Când vedem oameni fericiți, ne hrănim cu fericirea lor și atunci... Nu știu, forțăm cât putem nota. Da, anul pentru ăsta... scuză-mă că te întrerup, pentru că spuneai, iată, toți sunt oameni cu joburi, cu alte lucruri de făcut și totuși lasă aceste lucruri deoparte pentru câteva zile și vin în locuri în care nu vorbim de lux sau eu știu ce condiții, așa, ca să ajute pe altcineva. Asta e frumusețea la Bikers for Humanity. În viața de zi cu zi nu contează că ești banchier, că ești sudor, că ești șomer. Contează sufletul pe care îl ai și, bineînțeles, pasiunea aia care ne unește pe toți, motocicleta. De obicei, la acțiunile anuale, noi mergem vinerea, ne instalăm corturile, Dumnezeu știe, prin munți, pe stadioanele din sate, terenul de fotbal, stadioane. Da, așa? Da, da. Punem țara la cale, sâmbătă muncim de dimineața până seara, duminica ne bem cafeaua și plecăm acasă. Și evident, lucrurile neterminate, pentru că de multe ori, nu știu, ne împiedică vremea sau poate nu a reușit să se usuce nu știu ce, atunci tot noi ne ocupăm ca o echipă de profesioniști să vină în spatele nostru și să termine. Așa cum e în cazul și de față la Nucșoara, unde suntem... Da, cel mai recent proiect. Cel mai recent amplu. Proiect, da. Ne-am alăturat prietenului Valeriu Nicolae și Asociația Casa Bună, care vor să facă în Nucșoara, județul Argeș, o ditai tabăra pentru sute de copii ce provin din medii defavorizate. Iar nouă ne-a plăcut foarte mult proiectul și am zis, lăsați-ne și pe noi să facem parte din visul ăsta frumos. Și a zis, Valeriu a zis, ok, faceți voi cabana cu observator astronomic. E mult spus observator astronomic, au primit un telescop, copiii au fost fascinați de ce au văzut pe cer și am zis, ok, hai să facem o cabană pentru copii, pentru voluntarii care vin să lucreze cu copiii, sutele de copii și, nu știu, oamenii care se vor ocupa de treaba aia. Și am început-o. În iulie am terminat... Urma să te întreb, exact, da, când? În iulie am turnat fundația. Evident, proiectul a fost undeva a început din iarnă, s-a grăbit toată lumea cât a putut. În iulie am putut să turnăm fundația, astfel încât la ora asta, uite acum este în imagine cabana, că n-am avut timp să o acoperim, însă pe 4 ianuarie avem promisiunea că avem și tabla pe casă, pe care am primit-o deja, am pus geamurile, ne dorim foarte tare să-i luăm apa. La ora asta știu că este o folie protectoare, să nu ningă, să nu plouă, dar așa va arăta căbănuța noastră. Abia aștept să vă trimitem imagini de la inaugurare. Căbănuța este o cabană destul de mare. E doar o parte din ansamblul ăla, pentru că atât putem noi. Vreau să se înțeleagă că, exact cum spuneai tu, noi facem asta în timpul nostru liber, toți avem joburi, familii și așa mai departe, însă ne chinuim cât putem de mult să ne ducem visul ăsta la bun sfârșit. Avem sprijinul oamenilor de pretutindeni, avem sprijin de la sponsori, avem sprijin de la vedete, pentru că mărturisesc, m-am folosit de pseudo-celebritatea mea, nu știu, vazi, mă rog, notorietatea asta. Ar fi bine și să se folosească cât mai multe. Și atunci am rugat oamenii din jurul meu, în mod special vedete rock, vedete din sport, să ne ajute, să ne ajute să promoveze. Și în felul ăsta am ajuns și la cel celebru festival de la Brezoi, Bikers for Humanity Rock Fest, care a apărut din nevoia de a le spune oamenilor că avem nevoie de ajutorul lor și cu ocazia asta se pot distra și pot ajuta, pentru că din vânzarea biletelor, după ce se dau toate cheltuielile la o parte, banii sunt donați în Bikers for Humanity și uite, în felul ăsta reușim să facem lucrurile astea frumoase. Vreau să le mulțumesc cu ocazia asta tuturor celor care rezonează cu campania noastră și da, nu ne lăsăm. Știu că nu vă lăsați, numai de câte ori mi-ai povestit și am stat noi de vorbă și asta zic, din păcate nu avem timp să ne povestești. Mi-aminteam chiar de Vlad la Brănești, surpriza de ziua lui Vlad. Da. Copilul cu autism de la Brănești. Da, uite, deci chiar... La fel, a fost o chestie de moment, am pus un mesaj pe Facebook, a fost preluat de Cabral și în timpul săptămânii, când toată lumea era la muncă, nu știu cum s-a întâmplat, că pe o ploaie de
aia ne-am dus 70 de motocicliști la ziua lui Vlad, la Brănești, și am cântat la mulți ani. Și ca o chestie foarte mișto, în vara următoare, Vlad a venit la festival la Brezoi și l-am văzut undeva în public și atunci 5.000 de oameni, eu am dat tonul și 5.000 de oameni au cântat lui Vlad la mulți ani. Wow. Acolo. Da, deci a fost de vis. Ne-am și speriat inițial pentru că știm copiii care au autism, nu prea, cel puțin noi ăștia care nu ne pricepem, dar nu știu, nu ne gândeam decât bă, să nu speriem, să nu știu, nu, copilul era fericit, doar că se manifesta într-un alt fel și mama lui ne-a confirmat acest lucru. A pornit la o simplă dorință și unde s-a ajuns. Da, da, da. Deci cum se mobilizează, observ, în general și oamenii locului, nu? Da, sigur că da. Fără ajutorul lor nu s-ar putea întâmpla nimic. De multe ori primarii din localitățile respective se implică, așa cum o face și domnul primar din Nucșoara, județul Argeș. Ne-a ajutat foarte mult. Și vin și localnicii. Localnicii, nu de multe ori ne-am trezit pe șantier cu gogoși, cu o mămăligă caldă, cu o ciorbă. Da. Deci sunt oameni minunați care, la început se sperie de noi, după care se prind cam care e rolul nostru acolo și de ce venim acolo și încep să ne iubească, să ne, nu știu, să aibă grijă de noi. Ceea ce e foarte frumos. Se creează așa o conexiune frumoasă între noi și oamenii. Spune, Cristi, dacă există, bine, o acțiune, poate mai multe, de fapt, care te-au marcat, care ți-au rămas, adică știu că toate sunt importante. Toate sunt frumoase, dar ai dreptate. Da. La una mă gândesc de fiecare dată când mă întreabă cineva care a fost aia care m-a făcut să plâng, efectiv. S-a întâmplat în urmă cu 2 ani, povestesc cât pot de repede ca să nu... Stai liniștit. Așa, s-a întâmplat în urmă cu 2 ani, tot așa de Crăciun, iată, o poveste frumoasă de Crăciun. Când am mers în Holbav, județul Brașov, să vizităm 5-6 case în niște cătune uitate de Dumnezeu, știi? Cu ajutoare, cu niște prieteni care făceau off-road din Brașov. Și în drumul către acele case, în cătunele alea, am văzut pe marginea drumului, undeva lângă pădure, o remorcă de asta de muncitori. Nu, ni s-a părut că e părăsită, așa am crezut. Și am trecut pe lângă ea, zic, ok. Când am ajuns sus acolo și am împărțit în stânga și în dreapta donații, am întrebat-o pe prietena noastră, băi, mai avem, nu vrem să ne întoarcem cu el acasă, vă dați seama. Și a zis, Cristi, când vă întoarceți, e o remorcă acolo. Zic, cum, acolo trăiește cineva? Trăiau 5 copii și părinții. Am înnebunit. Zic, noi am trecut pe lângă aia și n-am văzut. Erau 5 copii mici cu cei 2 părinți care trăiau acolo. N-aveau nici sursă de încălzire, nici nimic. Din momentul ăla am luat foc. Din momentul ăla am zis, trebuie să facem ceva. Era la începutul lui decembrie. Să facem ceva ca până în Crăciun copiii aia să stea într-un loc. O minune de cât Crăciun. De cât civilizat. Dar cum să construiești o casă în Crăciun? Și atunci ideea ne-a venit să strângem repede bani și să luăm un container de la mare de birouri. Înțelegi? Cu protejat de frig și așa. Făcut foarte, foarte bine. Știi? Și să-l facem practic căsuța lor. Am ținut neapărat noi, Bikers for Humanity, ca toate lucrușoarele pe care le aveau oamenii aia, cei 5 copii și părinții, să fie noi nouțe. Să simtă mirosul de Crăciun. Da. Și atunci, că știi că oamenii mai donează un plovăraș, pardon, aoleu, la valieră. Nu-i problemă. Scuze. Un plovăraș de la, direct, rămas mic de la copii, un pantalonaș, nu știu ce. Și am zis, nu, toată lumea, îi luăm țiplă. Fa pentru care ne-am mobilizat, în câteva zile am luat acel container. L-am dus în vârful dealului acolo și am avut paturi suprapuse, ne-am luat sobă cu plită, sursă de apă, hăinuțe, pijamăluțe, dulciuri, un brad făcut frumos așa din lemn și tot felul de chestii. Astfel încât în ajun de Crăciun copiii au avut căldură în casă, au fost curați, au fost mega fericiți și... prietena noastră de la Brașov, când mai merge, dacă se uită acum Noemi, o salut, când mai merge pe acolo cu gașca ei de off-road, mai trec inobilant și pe acolo. Copiii sunt curați îmbrăcați, copiii sunt fericiți, se joacă cu lucrurile pe care le-au primit de la noi. Între timp, tatăl s-a angajat în sat zilier, aduce un venit acasă, culmea de rufe era plină, deci li s-a schimbat practic viața. Exact. Da. Iar asta este bucuria noastră imensă. Ăla cred că a fost cazul care m-a marcat. De obicei, când e vorba de copii, cam toți, știi, majoritatea dintre noi suntem părinți și atunci cumva rezonăm. Mi-aduc aminte că în seara când ne-am văzut pentru prima dată,
mi-era rușine că fac duș. Deci atât de tare mă simțeam, nu știu, vinovat, că n-am văzut până acum așa ceva și sunt convins că sunt mii de cazuri în România. Încercăm să facem cât putem, primim foarte multe mesaje, mi-a luat foc casa, copilul e bolnav, dacă am avea cum, i-am ajutat pe toți. Dar cei care vor să ajute pot intra pe site-ul vostru și să afle acolo detalii. Bineînțeles, sunt o mulțime de posibilități. În primul rând pot cumpăra merchandise-ul Bikers for Humanity, tot ce înseamnă Bikers for Humanity, o parte din câștigurile alea vin către noi. Cei 20% pe firmă, avem un SMS 8844 cu textul BFH. Dacă intrați pe bikersforhumanity.ro, găsiți acolo toate detaliile. Informațiile, și da. Și evident, tot pe bikersforhumanity.ro sau pe pagina noastră de Facebook sau pe Instagram se pot vedea toate lucrurile frumoase pe care motocicliștii voluntari din România sub umbrela Bikers for Humanity l-au făcut în ultimii 7 ani. Uite, chiar voiam să spun. Deci centre pentru copii instituționalizați, reabilitate, campanii de prevenire a bolilor incurabile, surpriza cu Vlad, pentru că o menționam mai devreme, poate chiar donări de sânge periodice, pentru că știu că numai tu ai convins persoane cărora le era teamă să meargă să doneze. De cel puțin 2 ori pe an facem. Și din bonurile obținute facem mici bucurii oamenilor nevoiași. Se întâmplă ca oamenii care au fost ajutați să vă scrie vreodată și să spună că ar dori și ei să ajute? S-a întâmplat? Da. Sau să... Da, s-a întâmplat. Numai departe de anul acesta la Nucșara, acolo în câmp, în corturile alea unde ne-am pus noi și corturi și motoare și așa, ne-am târzit cu un microbuz de copii, copii însemnând 16-17 anișori, nu prichinde, știi? Chiar erau vlășgănei, așa, știi? Și zic, bă, cu voi ce? Am venit de la Focșani și vrem să ajutăm. Băi, dar aici e pe muncă. Sigur că da. Evident, pe câțiva, cei care depășeau 18 ani au fost lăsați în șantier cu noi, dar cei care erau sub 18 ani... De exemplu, am fost foarte mulți anul ăsta la Nucșoara. Știi că se fac înscrieri. Da. Și de multe ori îmi vin peste înscriși. N-am cum să-i trimit pe voluntari acasă. Și trebuie să le dăm ceva front de lucru. Și s-au format echipe de, nu știu, sterilizăm câinii din Nucșoara. S-au format echipe... Se găsește ceva. Da. S-au format echipe de curățăm toate străzile din Nucșoara. De burieni, de așa. Pentru câinii vagabonzi au făcut cuști. Și le-au pus pe străzi. Le-au lăsat hrană acolo. Adică întotdeauna când vii la biker se găsește câte ceva de făcut, nimeni nu stă degeaba și asta îmi place, că toată lumea e conștientă că bikerilor ne place să petrecem, bem un șpriț, ne uităm la un concert rock, la întâlnirile moto, ne distrăm, numai că la Bikers for Humanity e altceva, acolo venim să muncim și dacă vă uitați la fețele lor o să vedeți că fiecare dintre ei sunt mai mult decât încântați că se află acolo. V-am spus, este bătaie pe locurile de înscrieri. Iar chestia supremă care m-a marcat cel mai tare a fost că atunci când a venit Metallica în România, cineva a pus pe Facebook, pentru că n-a mai prins loc la Bikers for Humanity, schimb bilet la Metallica cu loc la Bikers for Humanity. Deci un concert care s-a vândut se transformă în două ore. De zăpadă, da. Îți dai seama cât de mult și-a dorit omușorul ăla să participe, adică băi, să lași biletul tău, să-l schimbi cu loc la Bikers for Humanity, mi se pare senzațional. Și nu v-ați oprit nici în pandemie. Nici în pandemie, ba mai mult, de cele mai multe ori făceam așa, știi, PNV, ca hoții. Nu mai puneam pe Facebook, băi, hai să montăm mobilă la Râmnicu Sărat. Nu. Vorbeam între noi, se însărneam câte 50 de inci și mergeam și montam mobilă la Râmnicu Sărat, unde am renovat 5 centre de copii anul trecut, copii instituționalizați, și am schimbat practic tot ce înseamnă căsuțele la băi, dormitoare, tabla pe casă, tot, absolut tot. Wow! Da. Deci pandemia până la urmă nu v-a ridicat. Da. Plus am mai pățit de asta. Am fost în județul Călăraș undeva într-un sat și a venit poliția, că eram vreo 30 de motocicliști și poliția trimisă de primărița de acolo, care a crezut că facem campanie electorală pentru nu știu cine, știi? Și am venit cu cadouri. Zic, nu, nene, am venit să aducem tablete pentru copiii ăștia care vor să învețe online și niște alimente pentru familiile de bătrâni de care s-a cam uitat. Chiar de curând ați avut o acțiune în Călăraș, tot... Da, am donat sânge în noiembrie și bonurile s-au transformat în alimente, în mod special, medicamente, Pampers, pentru 30 de bătrâni de la Asociația Casa Luminii, sper că n-am pronunțat greșit,
Important Radovani în Călărași, da, fericiți. Unde sunt 30 de bătrâni care, cum să spun, nu așteaptă să fie ajutați. Ei se autogospodăresc, asta ne-a plăcut cel mai tare. Ei își sapă singuri acolo grădinița, plantează tot felul de chestii, își culeg roadele, sunt foarte uniți, foarte, și oamenii care au grijă de ei, de asemenea, au grijă de ei ca proprii părinți. Și asta ne-a plăcut foarte tare, pentru că i-am vizitat. Inițial s-au uitat așa la noi, repet, tatuați. Da, exact. Bine, mă. Dacă mai ales oamenii în vârstă, de exact. Acum suntem foarte buni prieteni și evident ne mulțumesc. Da, sunt oameni care au participat sau care au beneficiat de ajutorul Bikers for Humanity și au fost molipsiți, au fost mușcați de microbul ăsta. Uh-huh. Și atunci ne trezim cu ei pur și simplu la acțiunile umanitare, fie că vorbim de donări de sânge și tot felul de lucruri pe care le mai facem. Deci loc pentru toată lumea. Bineînțeles, cine vrea bineînțeles. Să ajute, poate oricând, nu doar în perioada sărbătorilor, când suntem tentați să e frumos ajutăm că se mai mult. Dar... E frumos, da, e frumos că se întâmplă și de Paști, și de Crăciun, și de 1 iunie, și de toate alea. Dar la noi se face cum pică, știi? Da. La noi ori e martie, ori e iulie, ori e august, nu contează. Contează că în momentul în care suntem pregătiți să facem acel lucru, îl facem, nu stăm să ne uităm în calendar. Uite, Cristi, de câte ori a fost nevoie, nu pot să zic nevoie, sau ai renunțat la un concediu ca să mergi să... Anul ăsta am ratat concertul Kiss, pentru că a picat fix cu primul weekend de la Nucșoara. Și toată lumea mă întreba, hai roagăre, nu ne vedem la Kiss, nu i-am văzut în viața mea, mi-am dorit foarte tare să-i văd, da. Dar îți dai seama că n-aș fi lipsit pentru nimic în lume și dacă ar fi cântat Kiss la mine în ogradă, eu tot la Nucșoara eram. Da, da. Eu și alte sute de motocicliști. Și câți, da, renunță, iată, poate la vacanțele lor sau la timpul lor liber, ca să meargă și să facă aceste fapte bune. Da, asta e frumusețea. Își doresc foarte tare și nu contează. Ți-am zis, oricine poate să meargă în vamă și să bea o bere. Însă nu oricine își dorește ca pe 35 de grade să bată tablă pe casă. Și o fac, când vin și o fac cu mare drag. Ce și mă refer aici la toți motocicliștii din România, indiferent de oraș. Adică să nu credeți că Bikers for Humanity e un soi de club, ceva, sau nu, nu, nu. E doar o stare de spirit în care toată lumea este binevenită, indiferent de motocicleta pe care o are, indiferent de dacă are sau nu motocicletă. Dacă are sau nu motocicletă, gândește-te că noi venim cu soțiile, cu copiii acolo și a trebuit să ducem muncă de lămurire cu fetele anul ăsta, să nu vină în șantier, că suntem suficienți, ele să rămână să facă sandvișuri, cafeaua, masa de prânz. Deci doresc să vine efectiv pe vai șantier. De mine, dar avem ceartă, să le vezi bătaie pe mistrii, să lege fierul, să toarne beton. Și dacă vă uitați, o să vedeți o grămadă de o mulțime de fete care sunt cu noi corp la corp, ca să zic așa, în șantier acolo. Ce urmează în 2023? În afară de această cabană pe care am văzut-o și va fi, iată, terminată, probabil în câteva luni, mă gândesc, în funcție de cum o să aveți și voi. Noi vrem acum, pe 4 ianuarie, când se pune tabla tot, să o dăm la roșu, am pus și geamurile, deci ăsta este următorul nostru scop și asta se va întâmpla. Evident, dacă ne lasă și vremea în pace, pentru că la munte, ninsoarea s-ar putea să ne dea bătăi de cap. Și o spun în premieră la voi acum, pentru că o tot pritocim, așa, știi? În 2023 am dorit să facem o acțiune undeva lângă Bran, la Predeluț, și să ajutăm la mutarea unor oameni din niște cocioabe, din cartoane, printre oamenii ăia sunt și persoane cu dizabilități, să-i mutăm în două imobile cu apartamente, cu garsoniere undeva în Predeluț acolo, cu ajutorul oamenilor din zonă, cu ajutorul primăriei de acolo. Iar tot în premiera latină să spun că în 2024, pentru că facem așa cu alonje mare, vrem să facem centrul cultural Bikers for Humanity în Brezoi, județul Vâlcea. Un centru cultural în care copiii din Brezoi și din împrejurim să învețe să cânte la un instrument, să învețe să sculpteze, să picteze, în felul ăsta să-i luăm de la tot felul de, nu știu... Alte activități? Alte nu activități, sunt în regulă. Și să vină și cine știe, poate chiar dintre copiii ăia îi vom vedea performând pe scena de la Brezoi, celebra scenă unde se întâmplă o grămadă de lucruri interesante acolo, festivaluri de jazz, folk, rock și așa mai departe, și implicit Bikers for Humanity Rock Fest, care anul viitor va fi la a doua ediție. Evident, va fi pentru al doilea an cel mai tare festival de rock autohton, pentru că toate trupele mari românești, Cargo, Phoenix, celelalte cuvinte, Trooper, Bucovina, toți șmecherii ăștia vor veni acolo să susțină cauza. Vița de Via, Alternosfera,
toți vor fi acolo. Da, da, iată, centre de genul acesta sunt binevenite și în alte zone, poate pe viitor. Bineînțeles, bineînțeles. Totul a plecat de la o chestiune pe care am auzit-o întâmplător, că doi copii din Brezoi sunt campioni naționali la dans sportiv. Și pentru antrenamente ei se deplasează de două ori pe săptămână la Râmnicu Vâlcea. N-au un loc al lor unde să se desfășoare și atunci, ok, ăsta trebuie să fie locul în care ei, artiștii care performează pe scena de la Brezoi să vină să, prin voluntariat evident, să vină să lucreze cu ei, să învețe la tobe, la chitară, la pian, la vioară, la absolut tot. Și în felul ăsta, cine știe, poate să nasc viitorii mari artiști ai României, acolo. Și faptul că tocmai discutam și că vin și ajută foarte mulți este iarăși un exemplu nemaipomenit și îi poți lua de la, eu știu, diferite activități care nu sunt tocmai în regulă. Adică sunt mai multe paliere. Sigur că da. Aveți un exemplu cât se poate de bun pentru cei mici. Da, dorința noastră este de a-i lua de la tot felul de tentații. Dorința noastră e de a-i face să înțeleagă că există lucruri mai bune decât să stai pe un telefon mobil și să te uiți la tot felul de chestii care nu te ajută absolut deloc în viață, dimpotrivă, te tâmpesc mai mult. Și e, nu știu, modalitatea noastră de a le deschide niște orizonturi. Cristi, îți mulțumesc din tot sufletul. Ești atât de pasionat. Se vede cum discuți. Da, deci dacă mă stârnești câteva ore și nu m-aș sătura să te ascult, pentru că nici eu, nici telespectatorii, evident, și poate acum mai mulți vă vor contacta și vor participa la acțiunile de genul ăsta. Îți mulțumesc încă o dată. Suntem de găsit. Bikersforhumanity.ro, Facebook, Instagram, ne găsiți acolo, aflați toate detaliile. Suntem foarte prietenoși în ciuda înfățișărilor.